ultima oră, inspecția judiciară anunță două anchete care îl vizează pe subliniere F-ul Dna Ploie subliniere T. Inspectorii au dispus de clan sublinierea altor două cercetări disciplinare fac de procurorii de la Dna Ploie subliniere T, Lucian Onea subliniere F-ul Dna Ploie subliniere T, sublinierei Alfred Savun, dar sublinierei fac de fostul procuror Mircea Negulescu, în urma înregistrărilor apărute cu acea subliniere TIA, existând în prezent trei astfel de acțiuni fac de magistraci. Apariția acestor înregistrări, cele prezentate de Vlad Cosma, NR, are, fere doar sublinierei poate, un efect negativ la nivelul încrederii în justiție. A subliniere acum am sublinierei anuncat săptămâna trecut, în una dintre lucrări se începuse deja cercetarea disciplinar sublinierei pot să vă spun ce, de atunci, în alte două lucrări s-a demarat această procedură. Acest lucru înseamnă că inspectorii judiciari au identificat indicii cu privire la sevâr sublinierea unor abateri disciplinare, însă nu înseamnă că s-a stabilit vreo vinovăție în sarcina vreunui procuror, a declarat pentru Mediafax, inspectorul subliniere F al inspecției judiciare, Gheorghe Stan. Precizarea vine după ce, săptămâna trecut, oficialii a inspecției judiciare anuncau declan sublinierea primei cercetări disciplinare fac de acea subliniere TIA. Cercetarea inspectorilor a fost declan sublinierea după ce mai multe persoane au declarat că li s-au cerut declarații false, unii dintre ei prezentând înregistrări cu magistrații de la Ploie sublinierea TIA.